Mihai Măniuțiu, o nouă premieră de data aceasta la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, Goldberg Show. O să întreb ca de obicei, de ce George Tabori, de ce Goldberg Show? Goldberg Show este o adaptare făcută după variațiunile Goldberg. E o variantă radicală a textului, un text care se propune regizorilor pentru a fi relucrat. Are trei finaluri, poți să alegi care final îl dorești și în funcție de final să reconstruiești întreaga piesă. Tabori a fost un regizor foarte pasionat și interesant, a scris piese, scenarii și tocmai asta mă atrage la el, piesa, scenariu, piesa pe care pot să o lucrez și la care pot să devin, cu umilință spus, coautor. Bineînțeles, Tabori este autorul, dar devin coautor și la text și asta este important pentru mine ca să pot să lucrez dinăuntru un text. Știu că la acest spectacol cap de afiș este Marcel Iureș. A fost și acesta un motiv pentru alegerea piesei? Nu, motivul a fost că Teatrul Național din Iași își dorea acest text, eu mi-l doream și în momentul acela, bineînțeles, că opțiunea pentru rolul Goldberg a fost pentru Marcel și sunt foarte bucuros că ne-am putut reîntâlni după atâția ani într-un rol care cred că vine ca o mănușă. Pot să întreb cine și cum este acest Goldberg? Nu, acest Goldberg trebuie să-l vedeți și să vorbim după aceea. Nu-mi povestesc niciodată spectacole. Nu pot să-mi povestesc spectacolele pentru că ele sunt o îmbinare de imagine, senzație și de celălalt, adică celălalt Marcel Iureș. Nu pot să-l povestesc pe Marcel Iureș, nu pot să-l povestesc pe Călin, care e practic rolul principal, domnul Jay, Călin Chirilă. Pot doar să-i lansez pe scenă, ceea ce și fac în premiera oficială. Eu nu voiam să-i povestiți, eu voiam să-i tentăm pe ascultătorii noștri să vă devină spectatori. Eu sunt convins că publicul din Iași, care e un public excepțional, nu ne va dezamăgi și că sala este deja vândută. Deci veniți dacă mai găsiți bilete, la celelalte spectacole nu s-au găsit bilete.